Scenga, nu spune că a fost o de dreapta. Eu vorbesc din punctul de vedere a celor 99% din afacerile din România. Mă refer la că aveți idei în România care vor să la, la bugetul de stat o sumă ieftină la cifra de afaceri pe care o are România. Și aceste lucruri, cum să vă zic, nu sunt corectate. Și atunci, la mine normal să se întreabă, să se întrebă, nu este să spui la cui? A român sau a puterilor terenilor se cumpără? Militarism. Cât pădește profit? Toată producția de oțel o dă unei singure firme care are sediu în, nu știu, o țară offshore. Și ei, practic, plătesc pe o diferență de preț între, nu știu, infima. Profitul, în diferite metode, la unea parte offshore, se pot cumpăra piese doar de la un distribuitor care are un preț de 5 lei, la care este o firmă subsidiară a acelui lanț, da? Deci vă dau câteva exemple. Trebuie să plătească un credit în țara în care lucrează. Tocmai din acest motiv a fost considerat cum o aduce aminte acele denumiri pe care le foloseau când se adresau de către acei domni de la USR care acum vor să votăm moțiunea lor pentru că s-au certat ei de cum îți vota. Deci, în concluzie, mă sunt domnul, nu vă certa moțiunea. Vă spun atât. Dacă, da sau nu, dacă moțiune ajunge în Parlamentul Român. Deci să este prea în doar? După ce este vorul. Și va exista vorul? Au un vot. Deci nu va exista vorul. Au un vot. Nu, nu, nu. Ne pitim în spate. Au un vot. Ideea pentru români. Ne spate de Consiliu. Să vedem dacă acest lucru. Noi vom ajuta pe ei. Da. Pe ei. Ca să schimbe. O să fie USR-ul din nou la guvernare. Ca să nu dăm la doar USR-ul. Că e USR-ul și trebuie. Hai să vedem pe scenariul următor. Vă rog. Câțu. Câștigă pe 26 septembrie președinția pe care avem. Se referă la urmă succesă de cel de serverul de frica guvernului. Da. Vine acea de Luciucă, domnul Iohannis, renunce guvernul și devine candidatul partidului pentru prezidențială de peste 3 ani. În urmă, nu succes și dumneavoastră ca oricărui competitor. Dar eu cred că până se va sparge pe mine, până se va întâmpla. Eu am auzit că deja este conceput un partid liberal al Grățienilor. Are la Grăția, da, nu mai știu de partidul să fie în va fi partid parlamentar, mai să fie cel mai important. Sigur, va avea duc. Dacă se va ajunge în acest moment, mă refer la viitorul manager, peste 3 ani de zile, dacă va avea substanță și am zis, există acum viitorul. Am înțeles că nici la un moment strădini, vă vedeți strict o sensul de problemele din presă. Vă mulțumesc, domnule deputat, domnule președinte PSD Prahova, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Succes foarte mult în a anima opoziția și reprezentantul mai chiar facem o corejină din cei 30% care au votat. Noi ne vedem săptămâna viitoare, marți, până atunci rezistați, fiți sănătoși, spor la succes, la revedere!